Bună ziua și bine v-am regăsit și astăzi este marți, o nouă ediție, Sfaturi și de la Alcedo, în aceeași formație, Marian, Emilian și cu mine. Să începem mai întâi cu produsele de protecție a plantelor și începem cu cerealele poioase. În emisiunea trecută vă spuneam despre erbicidare. Dacă uitați în schema tehnologică de la cereale poioase, vedeți că avem o gamă întreagă de erbicide, numai că în momentul acesta erbicidele hormonale și-au cam încheiat activitatea, dar mai avem soluție și cu alte erbicide. Erbicidele din familia rival încă se pot aplica până în faza de burduf. Deja v-am vorbit despre ele în emisiunile trecute, nu mai reamintesc, deci sunt erbicide, sulfonil ureice, create, formulate la Alchimex, deci sunt produse formulate în România, vorbind de Rivalus 75GD, Rivalus Star 75GD, precum și Rivalus Superstar 75GD. Toate aceste produse sunt produse sistemice, selective față de culturile de cereale păioase, se aplică în doze foarte mici, de ordinul 10-20 de grame în funcție de produsul formulat de cultură și de faza de vegetație. Acum vorbind de partea a doua, să spunem, mergem pe dozele maxime, pentru că acum și burile sunt în fază mai avansată, deci nu se mai poate pe doza minimă omologată. Vă spuneam, combat un spectru mare de buruien, buruien cu frunză lată, deci buruien unele chiar rezistente la alte erbicide, vorbind de turiță, vorbind de mușețel, vorbind de mac, vorbind de Veronica, o specie efemeră care creează mari probleme în ultima perioadă, mai ales că ea vegetează din iarnă, în primăvară deja în perioada în care se aplică erbicidele, este în faza de înflorire. Deci avantajul este că aceste erbicide se pot aplica până în faze foarte târzii, adică până la faza de burduf. Deci pentru cei care încă nu au aplicat erbicide din alte clase, încă aveți soluție să aplicați aceste erbicide din familia Rival. Deci despre erbicide am vorbit și în emisiunile trecute, am vorbit și acum. Să zicem puțin la o altă etapă. O să apară în curând bolile foliare. Bineînțeles că și aici avem soluții. Vorbim în primul rând despre produse formulate la Alchimex, dar și produse care sunt formulate de alte companii și pe care le avem cu a doua denumire comerciale. Mai întâi să vorbim despre produsul Bumper, un produs Bumper 250C, un produs formulat la Alchimex, un produs pe bază de propiconazol, deci un triazol, un produs care combate deci cu acțiune preventivă și curativă, cu un spectru mare de acțiune, combate făinările atât la cereale cât și la alte culturi, cum sunt castraveții, de asemenea la măr, la vița de vie, vorbind de alte boli foliare la grâu, și anume septorioza, pătrarea și sfârșirea frunzelor, ruginile, fuzarioza, deci toate tipurile de rugină, galbenă, neagră și celelalte. Deci acest produs este un produs care se aplică în doză de 0,5 de la hectar la culturile de cereale păioase, grâu și orz, iar la celelalte culturi, viță, măr, depinde de cultură, 0,2 la viță de vie, 0,4 la măr și la castraveți 0,15 litri la hectar. Deci un produs care pune stop bolile dacă se aplică, mai ales acum, la apariția lor, deci este poate poziționa foarte bine la cereale păioase în T1, adică tratamentul 1. Un alt produs care de asemenea se formulează la Alchimex, deci în România, este vorba de Topsin 500SC, un fungicid deja consacrat, un produs fungicid cu efect preventiv și curativ față de un spectru larg de boli atât la cereale păioase, dar și la floarea soarelui, rapiță, deci putregarurile care sunt deosebit de periculoase, boli de asemenea toate pătările la pom, fructifer, legume și viță de vie. Și aici vorbim, deci prezentăm, vă spuneam, de putregarurile la floarea soarelui, la făinarea care o să apară cât de curând la cereale păioase, vorbim de fuzarioză, care iar este periculoasă la cereale păioase, făinarea la pătări la tomate, de asemenea toate arsurile care apar la cereale păioase, sfârșirea frunzelor, diferite pătări la căpșun și alte boli. De asemenea vorbeam de putregaiul, putregaiul care apare atât la rapiță, cât și la floarea soarelui. O să revenim și când o să le reamintesc la cele două culturi nu vor fi prezentate. Alte boli, deci v-am spuneam de foarte multe pătări la foarte multe culturi, deci este un fungicid cu un spectru mare de combatere, deci are omologări la foarte multe culturi. Și la legume, tomate, doza de aplicare este în funcție de cultură, bineînțeles, 1,250 litri la hectar la grâu, la floarea soarelui 2 litri se aplică două tratamente, la fel la rapiță 1,4 litri și la alte culturi, în funcție de cultură, doza este stabilită, deci este un fungicid cu un spectru mare de combatere și cu eficacitate foarte bună. Un alt produs, care de asemenea este recomandat la culturile de cereale păioase, grâu și orz, vorbim despre Chefara, un produs cu o combinație de 2 triazoli,
Un produs cu o protecție lungă la cereale ploioase, poate aplicat atât preventiv cât și curativ. Combate toate bolile sfoliare, vorbim de sfâșierea frunzelor, rugina neagră, arsura frunzelor, pătarea sfâșierea frunzelor la orz, de altfel rugina brună, fuzarioza, care e deosebit de periculoasă. Acest fungicid se aplică în doză de 0,4 litri la hectar, atât la grâu cât și la orz. Un alt produs care a intrat de anul ăsta în portofoliul companiei Alcedo, vorbind de este Impuls Pro 425CC, a doua denumire comercială a erbicidului Falcon Pro, un produs fungicid pentru prevenirea și combaterea bolilor foliare și ale spicului, vorbind de fuzarioză la grâu, deosebit de periculoasă, deci bolile foliare la grâu, orz, orzoaică, asigurând protecția pe toată perioada de vegetație, este un fungicid complex, are trei substanțe active, respectiv protioconazol, spiroxamină și tebuconazol. Un fungicid care combate, vă spuneam, bolile foliare, dar și fuzarioza la grâu, când apare în faza finală, când, dacă nu intervii cu un anumit produs. Deci este un produs care se poziționează în tratamentul T2-T3, un produs foarte bun. Și aici vorbim despre un produs deci, care combate cu succes bolile foliare, dar și fuzarioza. E un produs care, la care agenții patogeni nu au căpătat rezistență, deci poate foarte bine integrat în strategiile de antirezistență. Doza omologată este de 0,6 litri la hectar pentru bolile foliare și 0,8 litri la hectar pentru fuzarioză la grâu. Vorbind acum despre, am vorbit despre fungicide, mai sunt și alte fungicide care se pot aplica, Reveller, Prioristrat, dar vom dezvolta aceste produse la o cultură care urmează mai târziu. Să vorbim și despre două insecticide, respectiv Faster 10EC, un insecticid formulat la Alchimex, un piretroid pe bază de cipermetrin, un insecticid care are un spectru foarte mare de combatere, un produs de sinteză nesistemic cu acțiune atât de contact cât și prin ingestie. Vă spuneam, combate deci un spectru mare de dăunători la foarte multe culturi, pentru noi ne focusăm deocamdată pe ceriare, gândacul ovăzului, dar și alți dăunători la legume, tot felul de larve minatoare la pomi, lepidoptere, păduchi, la purici, viespea la rapiză, care este un dăunător care este prezent. Vorbeam despre ploșnița la ceriale, care interesează foarte mult, ploșnița cerialelor și alți dăunători. O serie întreagă de dăunători care pot fi combătuți cu acest insecticid. Deci este un produs cu o protecție foarte bună față de foarte multe culturi, respectiv cereale păioase, porumb, lucernă, rapiță, cartof, legume, pom fructifer, viță de vie, arbor, plantații ornamentale, etc. Atenție, o singură problemă. Fiind piretroid, știți foarte bine, trebuie respectat temperatura de aplicare. Peste temperaturi de 20-25 de grade, deja eficacitatea scade. Deci este condiționat de temperatura de la momentul aplicării. Deci doza este în funcție de cultură, e normal, în cultura la care se aplică. La cereale păioase pentru gândacul bălos, ploșniță și viermele roșu, vă spuneam, doza este 0,150 litri la hectar, deci doze foarte mici de ordinul mililitrilor. Rapița 150-0,2 litri, la fel și alte culturi, cam tot pe acolo doze foarte, foarte mici. Un alt insecticid care se poate aplica atât la cereale poioase cât și la alte culturi este Mospilanul 20SP. Este un insecticid pulbere solubile formulat tot la Alchimex pe bază de acetamiprid. De asemenea, un insecticid cu spectru foarte mare de combatere. Un insecticid care acționează asupra dăunătorului în toate stadiile de dezvoltare de ou, larvă, adult. Deci nu este condiționat de temperatură. Problema interesează în primul rând la cereale poioase, deci combate cu succes ploșnița cerealelor în doză de 0,10 grame la hectar. De asemenea, combate, este foarte bun ca tratament de corecție la porumb în combaterea dăunătorului, răcișoarea porumbului Tanimecus dilaticolis și alți dăunători la rapiță, atât viespea cât și gândacul lucios și gărgărița tulpinilor. Deci are un spectru foarte mare de combatere. Și un produs foarte prietenos cu entomofauna utilă. Plus, asta este un produs foarte și este un factor foarte important, pentru că știm foarte bine că foarte multe insecticide din cauza albinelor foarte multe restricții. Sigur că da. Trebuie amintit lucrul ăsta și știu. Este foarte important, așa este. Acum să vorbim despre o altă cultură. Vorbim despre porumb, o cultură la fel de importantă, o cultură care în acest moment este în etapa de semănat. Este în plină campanie de semănat, pentru că și primăvara a fost destul de capricioasă. Deci un pic amânat, aș putea spune. Este amânat, ca toate culturile de primăvară. Exact.
În emisiunea trecută vă vorbeam despre serbicide care se aplică în preemergență sau înainte de semănat. Adică vorbeam despre Silva, vorbeam despre Cummings, vorbeam despre Tender. Deci acum le reamintesc. Deci herbicide care acționează asupra grumurilor, atât mono, unele sunt combinate cum este Silva sau Cummings-ul. Deci Silva este o combinație de desmetolaclor plus terbutilazină, iar Cummings-ul o combinație de desmetolaclor plus mezotrione. Iar Tender-ul este numai mezotrolaclor. Deci aceste produse au fost prezentate într-o emisiune trecută. Să mergem în o etapă puțin avansată. Vorbim de produsele care se aplică pre- sau post-timpuriu. Și vorbim în primul rând de Meristo, un erbicid de bază de mezotrione, o moleculă relativ nouă, un erbicid care combate în special burienile cu frunză lată, are un spectru foarte mare de burienică pe care le combate. Și un produs foarte prietenos cu planta de cultură. Exact. Deci se poate aplica atât în pre-emergență cât și în post-timpuriu. Noi avem un portofoliu de fapt două produse, atât Meristo, care este a doua denumire comercială Alucalisto, cât și mai avem și Temsa, care este o altă formulare de mezotrione. Diferă concentrație. Diferă concentrație, automat și doza se modifică în funcție de concentrație. Vă spuneam că combate un spectru foarte mare de burieni cu frunză lată, burieni întâlnite în culturile de porumb, busuioc sălbatic, lobodă, fumariță, cornaciu, buriană deosebit de periculoasă, pălămida, combate și unele graminee, gen meișorul, de asemenea știrul, muștarul, zârna. Deci acest erbicid este recomandat pentru aplicare în doză de 0,2-0,3 litri la hectar, iar Temsa 0,75-1,5 la hectar, pentru care o concentrație mai mică de substanță activă. Un alt erbicid care de asemenea se poate aplica la cultura de porumb, asta mergem puțin mai departe în vegetație, deci vegetație de post-emergență, vorbim despre Vector, un erbicid care de asemenea combate burienile cu frunză lată, are un spectru foarte mare de, are două substanțe active, florasulam și 2,4-D. Atenție, având un component hormonal, trebuie să mergem în o anumită fază de vegetație, respectiv maxim 6 frunze la cultura de porumb, după care nu se mai poate aplica, de la niciun erbicid hormonal nu se poate aplica după această etapă. Și aici vorbim de un spectru mare de burien cu frunză lată. Acest erbicid merge foarte bine și la cerealele păioase, numai că în acest moment s-a depășit momentul, de aia n-a mai fost prezentat. Deci până la începerea alungirii. Exact. Despre Vector am vorbit, deci doza de aplicare la porumb este 0,4-0,6 litri la hectar, 0,4 pentru burienele anuale, 0,6 pentru burienele perene. Deci atenție, maxim 4-6 frunze este momentul maxim de aplicare. Un alt erbicid care se formulează la Alchimec și un erbicid cu deosebit, e vorba de Astral 40OD, un erbicid pe bază de nicosulfuron care combate burienile monocotiledonate, burienile graminee, atât anuale cât și perene și în special costreiul din izom, care este deosebit de periculos și care în culturile de porumb, dacă nu este combătut, este mai mare decât porumb. Cu precizarea că sunt doze. Dozele diferă în funcție de specia pe la care se adresează. Da. Deci este selectiv față de cultura de porumb, deci, să spuneam, combate iarba bărboasă, mulhurul, acestea sunt burieni graminee anuale, costreiul atât din sămânță cât și din rizom. Doza este în funcție, vă spuneam, de burian la care se adresează, 0,8 litri la hectar când sunt combătute numai burienile monocotiledonate, adică graminele anuale, și când deja avem burien perene, mergem între 1 și 1,5. Aproximativ 60 de grame de substanță activă. Exact. Da. Faza optimă este 4-6 frunze, faza în care și pentru burian. Să se transloce, să ne distrugă și partea de rizom. De asemenea, la porumb mai putem vorbi despre un erbicid, Ceredin Forte, nu fac prezentare despre el, este un produs deja cunoscut pe bază de 2,4-D și Dicamba. De fapt, e a toată denumire comercială a erbicidului Dicopur Top 464, 1 litru la hectar. De asemenea, atenție, aplicat până la stadiul de 6 frunze. Acum să vorbim puțin despre floarea soarelui, numai o să amintesc produsele, pentru că o să le dezvoltăm într-o emisiune viitoare. Spuneam deja despre produsele Silva și Tender la porumb, deja le reamintim și aici, deci produse care se aplică înainte de semănat sau în preemergență. De asemenea, în post-emergență putem aplica erbicidele Leopard și Rango, erbicide care se adresează burienilor graminee, dar vor vorbi într-o emisiune viitoare despre acestea, că încă nu a venit momentul aplicării. Atunci să vorbim mai mult despre, doar le reamintesc, de asemenea avem și produse pentru boli foliare, Topsinu, Prioristra, Revela, produse care vor fi prezentate la următoarea cultură, respectiv Rapița. Rapița o altă cultură care în ultima vreme a căpătat o pondere mare, atât ca suprafață.
Și aici, deci ne oprim la momentul, acum deja suntem în faza de înflorire. Deci urmează automat să apară bolile deja imediat. Primele flori după axul central pot să spun că sunt înflorite. Da. Și aici și putem să aplicăm. Deci Alcedo are un portofoliu, o gamă foarte largă de produse. Vorbim de Topsin, de Prioristra, Salvator, Reveller. Să începem mai întâi cu unul din produse. Vorbim despre Reveller. Este un produs sistemic cu spectru larg de acțiune, preventiv și curativ, având două substanțe active, ostrobilurină, picoxistrobin și un triazol, ciproconazol. Deci combate toate putregaiurile care sunt deosebit de periculoase și tratamentele se fac cam acum, în faza... Este momentul. Exact, este momentul. Produse care merg foarte bine și la culturile de cereale, care am spus că a poziționat chiar între doi. Sigur. Vorbeam despre bolile foliare, deci vorbeam că merge și la cereale, vorbim de putregaiul uscat la rapiță, vorbim de putregaiul cenușiu, la fel și la floarasol. Aceste putregaiuri se întâlnesc atât la floare cât și la rapiță, că de-aia sunt și atenție mare la rotația culturilor, pentru că sunt boli comune care se transmit și atunci, numai cu anumite produse foarte bune, putem să le ținem sub control și într-o stare de sănătate foarte bună. Capacitatea hibridului. Deci are un spectru destul de mare de combatere. Doza omologat la rapid este 0,6 litri, la fel și la fara soarelui, iar la grâu 0,5, la fel și la orz. Un alt produs formulat tot la noi în România, la Alchimex, este vorba de Salvator 25EV, de fapt este a doua denumire comercială produsului fungicid Orius 25EW, care este de fapt triazolul cel mai consacrat. Exact, care se aplică atât la cereale pogoase, dar și la rapiță foarte bine, atât și ca tratament de toamnă. Știm foarte bine că se aplică tratament de toamnă atât pentru a stopa anumite boli, dar și pentru a-i mări rezistența, iar acum intervenim pentru bolile care apar în această perioadă. Bolile specifice. Care sunt deosebit de multe, combate de asemenea și alte boli, făinări atât la legume, la viță de vie, monilioza la pum, care iar este deosebit de periculoasă, rapănul, la pumi, la tomate, vorbeam de putregaiuri care sunt deosebit de periculoase și pe care le combate. Doza de asemenea este în funcție de cultura la care se aplică. La rapiță vorbim de 0,5 un litru, 0,5 în toamnă, 1 litru acum în vegetație în perioada a doua. De asemenea la grâu 0,5 și la alte plante, în funcție de planta de cultură, doza diferă. Cam atât despre aceste culturi, dar să mai vorbim și despre alte culturi, respectiv despre mazăre, despre soia. Bă, poate și acolo... că ai ocupat întreg portofoliul de produse, nu mai îmi dai și mie voie să mai spun și eu câte ceva, Sorin. Da, mersi. Am să vă rețin și eu atenția cu produse de protecție la cultura de mazăre și cultura de soia, apoi o să dezbatem despre semințe, dar haideți să trecem un pic la a face câteva precizări vis-a-vis de protecția la cultura de mazăre și mai exact aș spune de control al burienilor. Deci la cultura de mazăre post-emergent în vegetație, ca și produse recomandate, avem la îndemâna noastră, ca să spun așa, un produs consacrat Corum, un produs compus, două substanțe active pe bază de bentazon și imazamox, bentazonul care îl regăseam în baza gran, exact. Deci un produs de contact care este absorbit prin frunză și părțile verzi ale plantei, și imazamoxul, un produs sistemic care este absorbit prin frunză și sistemul radicular. Controlează marea majoritate a burienilor problema din cultura de mazăre, din frunză, cu frunză lată, din exact. Cultura de mazăre. Da. Ca și moment de aplicare, aș putea spune că BBCH 12-25 de la primele frunze până la apariția răstarilor laterali. Ca și doză omologată, doza este 1,25 litri pe hectar, plus adjuvantul specific DAS. De preferat ca burienile să fie în fază incipientă de formare, mai exact 2-4 frunze. Un alt produs consacrat pentru controlul burienilor problemă din cultura de mazăre este Listego. Listego este a doua denumire comercială a produsului Pulsar. Da? Produs lansat de Syngenta în anul 2014, combate burienile mono și dico, așa cum am spus la Corum, burieni mono în stadiu de 1-3 frunze, burieni dicotile în fază de 2-4 frunze, se aplică de la prima frunză, aș spune, triforiată, până la formarea răstarilor laterali, da? Nu se aplică în momentul în care încep să se formeze
bobocei florali. Ca și doză omologată, 0,75 un litru pe hectar. Dacă controlăm burienile, problemele nu contene să apară. Și vorbim de probleme fungice. Avem ca recomandări câteva produse fungicide, Acrobatul, un produs compus pe bază de dimetomorf și mancozeb, doza omologată 2 kg pe hectar, previne și combate mana, da? Putem administra maxim 2 tratamente la interval de 8 zile până la apariția primilor boboci. Da. În acel moment ne adresăm unui alt segment de produs, unui produs compus Ortiva Top pe bază de azoxistrobin și difenconazol, care se recomandă a se folosi în doză de 1 litru pe hectar cu scopul de a controla antragnoza, făinarea și mana, produs care este de contact și o sistemie locală, aș putea spune, da? Se recomandă a se aplica de la apariția mugurilor florali până când 70% din păstăi sunt bine definite, ca să controlăm problemele care apar atât la plantă cât și la fruct, la păstaie. Dacă controlăm și problemele foliare, trebuie să nu ne scape din atenție problemele vis-a-vis de dăunători. Deci ei sunt prezenți. Iar dăunătorul, problema la cultura de mazăre, este gărgărița mazării, Brucus pisorum. Aici un produs care controlează foarte bine este Carisu, un produs pe bază de lambda-ciharotrin în doză de 0,05, un produs care aș putea spune sub formă de microcapsule, suspensie microcapsule, da? Eliberarea produsului se face treptat, este un produs care rezistă foarte bine la radiația ultravioletă și la fenomenul de spălare, dacă în scurt timp survin ceva precipitații. Deci, de formulare, de fapt, da? Asta îl face, da? Să... Da? Ca și recomandare, se recomandă ca aplicarea să se facă în două etape, când 20% din plante sunt înflorite, iar a doua aplicare, când 20% din plante au început să se scuture. De ce? Dăunătorul, mai exact adultul, depune larvele pe păstaie, larvele intră în păstaie și rămâne acolo până la stadiul de maturare. Și ne decimează producția atât cantitativ, cât și ales calitativ. Calitativ. Sigur, exact. Da. Mai departe, o să vă rețin atenția cu trei produse la cultura de soia și aș spune un produs ierbicid preemergent, Tenderu, un produs pe bază de S-metolaclor, produs care poate fi folosit preemergent în funcție de condițiile pe care le avem, dacă avem de-a face cu un sol uscat, să încorporăm în doză de 1-1,5 litri la hectar, încorporat superficial la 3-4 cm, dar rețineți numai adânc de 5, sau post-emergent timpuriu, după semănat, până la momentul începerii răsăririi, în condiții, aș spune eu, mai bune, dacă avem de-a face cu umiditate relativă a terenului, produsul lucrează foarte bine. Umiditatea e foarte importantă. Da, e foarte important la produsele periculoare, toate umiditatea solului, sigur că da, ca produsul să lucreze. Un alt produs care l-am prezentat la cultura de mazăre este Corumul, însă aici avem de-a face cu altă doză. Doza este 1,9 plus adjuvantul DASH. El poate fi administrat într-o singură trecere sau secvențial în două etape, de la prima frunză trifoliată până încep să fie evidențiat lăstare lateral. Da? În funcție de gradul de îmburienare, exact, alegem să facem segmentarea sau o singură administrare. Controlează burienile problemă, însă trebuie să ținem cont, odată a făcut apariția bobocii florali, nu mai trebuie să ne gândim să mai administrăm. Este faza care cam toate ierbicidele se opresc în aplicare. Este de preferat ca burienele atât mono cât și dico să fie în fază incipientă. 2-4 frunze buriene dicotile, 1-3 frunze buriene monocotile. Da, înainte de înfățire. Un alt produs care la fel l-am regăsit și la cultura de mazăre este Listego, Imazamox, doza omologată este 0,75 un litru, controlează burieni cu frunză lată, burieni problemă din cultura de soia. La fel, atenție, se administrează de la stadiul de o frunză trifoliată până la apariția bobocilor florali. Foarte deci controlează mono anuale și dicotile la fel în stadii cât mai mici. Deci pentru un control sigur și de calitate, burienele să fie în faza incipientă, în faza de formare.
Cam atât despre produse. Mai multe detalii găsiți pe site-ul nostru, accesați produse iscusite. Iar ne caută mama. N-are decât. Cu porumbul ăsta nu ne vedem umăta nici pe ochiar. Produse iscusite de la Alcedo. Pentru rezultate care se văd cu ochii. Și acum să vorbim și despre semințe. Despre ce semințe vorbim astăzi? Deci am să vă rețin atenția cu două soiuri de soia. Un soi Felix de la Secedea Turda și un soi de la Euralis, Espalador. Apoi să nu uităm încă, mai lucrăm la semănat, la cultura de floarea soarelui. Da? Să facem o scurtă trecere în revistă la patru hibrizi, din care trei Clearfield și unul Express. Și am să încep în ordine cum am făcut prezentarea. Primul soi de soia, Felix de la Secedea Turda, ne face mare plăcere să spunem. E un soi autohton, sigur că da. Se adresează fermierilor care arealul și zona geografică permite cultivarea culturii. E adaptat condițiilor țării noastre, ceea ce e foarte important. Este un soi cu o perioadă de vegetație 123 de zile, ca și talie 90-94 de centimetri, portul erect, o tufă compactă, inserția, un lucru foarte important pentru recoltarul mecanizat, este la aproximativ 16 centimetri, acolo apar primele păstăi, da? Proteină 41,5, conținutul de grăsim 20,8, potențial ridicat de producție peste 4 tone în condiții bune de cultură, o bună rezistență la cădere și frângere, rezistență la mană, fuzarioză, putregai, cenușiu, știm că bun specific exact, culturii, da, soia. De altfel, nu numai culturii de soia, da, rezistență bună la arsură bacteriană, rezistență bună la sclerotinia. Recomandat pentru zona de centru, Transilvania, Moldova, deci acolo unde sunt condiții specifice și bune pentru cultura de soia. Un alt soi pe care l-am mai amintit în emisiunile anterioare, deci este Espalador de la Euralis, un soi semitardiv, ca și talie 80-90 de centimetri, vigoare bună la pornire în vegetație, rezistent la cădere, prima inserție, primele păstăi apar în zona 14 cm față de nivelul solului. Observație făcută la Felix 16, deci un pic mai sus, mai sigur, aș spune. Da. Da. Toleranță ridicată la sclerotinia, masa 1000 de boabe destul de ok, 165 de grame, conținut de proteină 43%, conținut de ulei 20,5, zonare în toate zonele de cultură, ca și densitate 45-50 de boabe la metru pătrat. Densitate, da. O precizare care merită făcută, acest soi este tratat cu un inoculant foarte performant, Hycos Super Soi de la BASF. Se pun bacterii care ajută la fixarea azotului atmosferic. Da. În continuare, așa cum am spus, o să fac o scurtă trecere în revistă la patru hibrizi de floarea soarelui, trei de la Nusid și unul de la Dow. Aș începe cu Impact de la Nusid, un hibrid linoleic Clearfield. Da? Un hibrid semitardiv, talie 165-175 de centimetri, potențial de producție foarte ridicat, bună toleranță la cădere și frângere, un lucru deosebit de important pentru fermieri, recomandat pentru toate zonele de cultură a florisoarelui, poziția calatidului semi-erect, un lucru care este important, nu ține apa, deci exact. Nu apare mucegaiul la capitol, da? Conținut ridicat de ulei 47-50%, densitate semănat 55-65 de mii de plante la mii de plante la hectar. Trebuie reamintit la 5 ca ofertă al lui Alcedo, la 5 saci cumpărat, 2 saci e gratis. Deci este o ofertă promoțională care consider că este destul de atractivă. Mai departe, o să vă rețin atenția cu doi hibrizi HiOLH, unul de la Nusid, NHK12M010 HiOLH semitardiv, aceeași ofertă la 5 saci cumpărați, 2 saci gratis, recomandată în toate zonele de cultură, sămânță produsă în Statele Unite, perioada de vegetație 105-115 zile, talie 165-175 de centimetri,
bună rezistență la frângere și cădere, rezistență la principale rase de mană existente în România, poziție a caratidului semi-erectă, densitate la semănat 55.000-65.000 de plante la hectar. Deci, un lucru care trebuie să rețineți, Alcedo achiziționează întreaga cantitate de semințe rezultate de la hibrizii High Oleic. Deci, în afară de prețul la momentul recoltatului, vorbim și de o bonificare, o bonificare destul de consistentă în raport de cererea și oferta la momentul respectiv. Am zis un alt hibrid High Oleic de la DAW, 8H449, un hibrid semi-tardiv, aceeași ofertă, la 5 saci cumpărați 2 saci gratis, recomandat tuturor zonelor de cultură a florii soarelui, bună toleranță la frângere și cădere, tolerant la principalele boli, rezistență bună la pătarea brună, foarte bună, chiar aș putea spune, rezistență foarte bună la rugină, rezistență bună la putregaiul alb, talie medie 1,50-1,60, chiar 1,65 aș putea spune, perioada de vegetație 103-109 zile. Poziția caratidului semi-erectă. O densitate recomandată la semănat 50-55 de mii de plante la hectar. Ultimul hibrid cu care vă mai rețin atenția este un hibrid de la Nusid, X4219, un hibrid rezistent la Express, deci la tribenurom metil. Un potențial de producție foarte ridicat, talie 165-175 de centimetri. Nu se adresează zonelor unde avem de a face cu orobanche, cu lupoaie. Deci aș spune ca și zonare în zona de centru, zona Olteniei și zona de nord a Moldovei, da? Un potențial foarte ridicat, densitate la semănat 55-65 de mii de plante la hectar, necesită tehnologie intensivă și aplicare de fungicide. Ca să punem în valoare producția în adevăratul sens al cuvântului. Am vorbit despre produse, am vorbit despre semințe, la foarte multe culturi. Acum suntem că avem și soluții din punct de vedere al fertilizării, că vorbim de culturi foarte importante. Evident. Întotdeauna am spus că protecția plantelor este corelată și cu fertilizarea. Nutriția asigură, alături de protecția plantelor, recolte bogate. Exact. O să discutăm, evident, despre câteva categorii de fertilizanți. Și o să încercăm tot așa pe culturile pe care voi le-ați spus să enumerăm câteva, să poziționăm câteva îngrășăminte și eventual și cu câteva detalii. Iată deci cultura grâului, a cerealelor păioase, cultura care acum este într-o fază de creștere foarte activă și evident cele câteva categorii de îngrășăminte. Discutăm în primul rând despre gama FertiGrow, starterele, microgranulate. Evident, a trecut momentul, dar trebuie menționate ca și la celelalte culturi. Avem doi biostimulatori, produse extrem de importante, care vin și ajută cultura noastră să facă față mai bine condițiilor dificile de peste iarnă. Fertilizanți foliari fluizi sau cristale solubile. Discutăm aici despre Folimax Ecosol, Cereals, Cereals Mix și Folimax Proteus. Știm bine și numele îi spune, este un fertilizant care se potrivește foarte bine pentru cultura grâului și a cerealelor păioase. Complexe cu micro și macro elemente, Folimax Liquid NPK, First N, să știți, este un fertilizant foarte căutat, acest First N, Folimax Gold, dar și cei doi reprezentanți ai gamei Microfert, Microfert U, Microfert Zinc. Mai există o categorie de fertilizanți, să spun, concepuți special pentru a preveni sau a trata rapid carențe de microelemente. Iată, dintre cei cu chelați, Folimax Zinc EDTA. O să încerc să detaliez, evident n-avem timp să discutăm despre toți, dar măcar doi. Hai să discutăm despre Algamax Fluid și Algamax Complex NPK. Sunt niște biostimulatori care au la bază extractul de alge marine. Evident, este un complex foarte mare de substanțe, dar intră aici hormoni.
în fine, auxine, gibereline, diverse substanțe care au rolul de a stimula creșterea și de a susține fotosinteza, principalul proces prin care planta se dezvoltă. Să știți, la acest tip de biostimulatori, aportul de substanță organică, aportul de materie organică, pentru că în afară de hormoni mai avem și aminoacizi, avem proteine care merg prin frunză direct în fiziologia celulei. Și de acolo exercită un impact, să zic, destul de puternic și se vede acest lucru se vede foarte bine în recoltă și în calitatea ei. Cei doi reprezentanți, în afară de conținutul de materie organică, mai poate să aibă și, să spun, o matrice minerală, da? Mai ales complex NPK, are pe lângă azot, fosfor, potasiu, sulf, magneziu, da? Adică este o nutriție însemnată, atât organic cât și mineral. Dozele sunt variabile și tratamentele se pot efectua la 14 la 10 zile pe toată perioada de vegetație. Cât plantele avansează în vegetație, consumul crește. Exact. În special atunci când traversăm perioade de stres, da? Refacerea de peste iarnă. Două vorbe și despre gama Microfert, cu cei doi reprezentanți pe care îi avem astăzi. Formulați Microfert U, formulați în România, formulați la Alchimex și au niște calități interesante. Discutăm despre Microfert U și Microfert Zinc. U este, să spun, abrevierea universal. Să știți, sunt fertilizanți care se pot folosi atât la administrări foliare, la tratament sămânță, cum am detaliat săptămâna trecută, dar chiar și în irigarea prin picurare. Este un avantaj. Este un avantaj și nu este singurul, vă reamintesc. Cei doi fertilizanți sunt acizi și au capacitatea de a tampona, de a corecta pH-ul apei cu care facem tratamentele fitosanitare, astfel încât să beneficiem de stabilitatea maximă a celorlalte substanțe active atunci când îmbinăm tratamentul de fertilizare cu o erbicidare sau insecticid sau fungicid, ne ajută să menținem, da, stabilitatea, să protejăm molecula de substanță activă. Discutăm despre cantități de 90-30-30 de grame la litru pentru azot, fosfor, potasiu la Microfert U, la Microfertul Zinc 90-30-20, dar și o cantitate însemnată de zinc, 30 de grame la litru. În afară de macroelemente, discutăm despre un conținut semnificativ și de microelemente, fier, mangan, cupru, zinc, molibden și bor, două elemente foarte importante și o să discutăm un pic mai târziu despre ele. Cultura de rapiță este și ea foarte activă în acest moment. Deja am văzut locuri unde a și înflorit, dar în cea mai mare parte a zonelor țării și ea este în creștere activă, foliajul se îmbogățește. Iată un moment foarte bun pentru administrarea fertilizanților foliari. În aceleași categorii, în toamnă la semănat, recomandăm administrarea din fertilizanților din gama FertiGrow, da? De starterele microgranulate. Și ulterior, la ieșirea din vegetație, cei doi biostimulatori despre care am vorbit, Folimax Ecosol, Oleo, sunt din categoria fluidelor și solubilor, Energy Mix, Proteus, iată, sunt fertilizanți care se potrivesc foarte bine, da, culturii. Să știți că este mare iubitoare, cultura de rapiță este mare iubitoare de bor și de molibden. Astea două sunt niște elemente dificile și o să revin un pic cu fertilizanții din această categorie. Mai avem și complexele, da? Folimax lichid NPK, Folimax activ, PK, cantități foarte mari de fosfor și de potasiu, da? Formula 0-30-20, Microfert U, Microfert Zinc, le recomandăm cu mare succes pentru cultura de rapiță. Vă spuneam că o să insist un pic cu privire la bor și la molibden. Sunt două microelemente foarte importante. În primul rând, pentru că ele se găsesc în cantități foarte mici în sol.
Și atunci când tehnologia noastră ne permite să atingem ținte mari de producție și de calitate și de cantitate, iată, trebuie să fim foarte atenți și la microelemente. De exemplu, carența de bor, dintre toate microelementele, este cea mai întâlnită carență. Problema ei este că nu se vede, acționează ascuns și, să spun, numai în cazurile extreme observăm semne pe frunze sau pe flori. Dar de cele mai multe ori, carența lucrează ascuns și, să spun, afectează performanța culturii. Molibdenul este, să spun, din aceeași categorie. Nu are simptome foarte, foarte clare sau carența trebuie să fie extremă ca să o putem vedea pe frunze, dar afectează, din păcate, în mod semnificativ producția, mai ales atunci când cultura este mare iubitoare de bor. Iată, deci, în aceste condiții, portofoliul nostru este destul de bogat în fertilizanți care conțin molibden și bor. Și iată trei reprezentanți proaspăt intrați în portofoliu al CEDO. I-am detaliat dățile trecute, dar aș vrea totuși să reamintesc câteva vorbe. Bemol este unul dintre fertilizanți. Are un conținut de 150 de grame la litru bor, 7,5 grame la litru molibden. Molibor, să știți, și el foarte bogat, 8% bor, 3% molibden, dar cu aport și de azot, de magneziu, de sulf, de mangan și de zinc, adică și alte microelemente. Mob Plus, 11% bor, 3% molibden și, la fel ca și precedentul, cu un conținut de azot, de magneziu, sulf, mangan și zinc, iată, ca să completeze, să rotunjească tabloul nutrițional. Dintre îngrășămintele cu bor, avem două, să zic, vedetă cu un conținut foarte mare de bor. Evident, recomandăm administrarea împreună cu alte îngrășăminte, dar iată două surse foarte importante de bor. Boron 150 cu un conținut de 10% bor și 21FS cu cel mai mare conținut de bor, să spun, întâlnit la un produs pe piață, 21%. Pentru că rapița este o cultură oleaginoasă, iată, discutăm și despre un fertilizant foliar dedicat, să spun, acestei direcții, da? Calitatea uleiului. Discutăm despre Folimax Oleo. Folimax Oleo este un fertilizant care conține atât macro cât și microelemente. Formula este 12-4-24, iată, subliniem un pic importanța mare a potasiului atunci când se acumulează ulei, dar și un conținut de 2% de magneziu exprimat ca oxid și 36,5% sulf exprimat ca oxid. Evident, pe lângă acestea, mai conține și microelemente, fier, mangan, cupru, zinc, chelatate cu EDTA, un lucru foarte important pentru că există mai multe forme în care în îngrășăminte se găsesc aceste microelemente, dar chelatarea cu EDTA sau cu DTPA ajută molecula să intre foarte rapid în plantă și să-și exprime, să spun, capacitatea de corecție. Evident, bor și molibdenul, borul și molibdenul nu lipsesc din acest îngrășământ. Vă spuneam, este o formulă foarte bine echilibrată pentru a susține plantele în acest moment dificil în care ele încep să acumuleze ulei și să definească cantitatea și calitatea uleiului respectiv. Se administrează foliar, doze de 0,2-0,5 litri la 100 de litri de apă, dar și în fertigare, în legumicultură. Cultura porumbului este și ea, să spun, foarte bine reprezentată anul ăsta, adică s-a semănat destul de mult. Pentru acei fermieri care încă nu au, semănat porumbul, recomandăm foarte puternic administrarea îngrășămintelor din gama Fertigrow, în special NP Micromix. Ne ajută foarte mult cu un start vigoros în vegetație. Alga Max Fluid, Alga Max Complex,
ajută foarte mult porumbul să se dezvolte. Știm bine, cu porumbul întotdeauna suntem în grabă, nu dorim să ne prindă arșița cu el, să spun, înflorit. Și iată un motiv în plus pentru care ne dorim să accelerăm toate procesele. Biostimulatorii se potrivesc foarte bine pentru acest lucru. Dintre fluide și solubile, Folimax Ecosol, Cereals Mix, Maize și Proteus se potrivesc foarte bine porumbului. Și porumbul, ca și rapița, este mare iubitor de bor și de molibden, deci iată reprezentanții, da? Molibor, mob și bemol, dar și boron, și boron, boron plus și boron 150. Dintre cei complexi, micro cu macro elemente, lichid NPK, Folimax First N, Folimax Gold, microfertul U și microfertul Zinc. Reamintesc microfertul Zinc pentru că porumbul, printre altele, este mare iubitor de zinc și foarte sensibil la carența zincului. Iată unul din motivele pentru care în această categorie de complexe cu chelați, complexat cu chelați, avem zinc EDTA, un fertilizant care poate foarte bine să prevină carențele de zinc, dar și să combată atunci când s-a instalat, în special când primăvara este mai rece. Folimax Mangan EDTA în aceeași măsură. Să discutăm despre Maize SC, cel care, așa cum îi spune și numele, se potrivește mănușă porumbului. Să știți, porumbul este o cultură foarte mare consumatoare de nutrienți, atât macronutrienți cât și micronutrienți, și atunci când țintim producții mari sau când avem condiții de irigare, da, care ne permit producții de peste 10-12 tone, chiar și 14 câteodată, consumul de macro și microelemente este major, este major. Iată, cu Folimax Maize venim cu un aport de microelemente, să spun, destinat foarte bine necesităților porumbului. 18% zinc, 12% mangan, 5% cupru. Aceste cantități, să zic foarte generoase, sunt capabile să prevină sau să corecteze foarte rapid orice carență. Se recomandă 2-3 tratamente cu doze cuprinse între 0,8 și 2 litri la hectar. Folimax Ecosol, iată un fertilizant, să spun, complex, este și macroelementele sunt foarte bine reprezentate, formula 18-18-18, da, azot, fosfor, potasiu. Conține toate microelementele importante, fier, mangan, cupru, zinc, dar și borul și molibdenul despre care vorbeam. Fier, mangan, cupru, zinc, complexate cu EDTA. Un lucru foarte important. Este o formulă echilibrată, dar, să spun, este de o puternică susținere nutrițională. În momentele în care, știți bine, porumbul dezvoltă o masă vegetativă foarte mare într-un timp foarte scurt. Iată, acest lucru se face cu un consum nutrițional deosebit. Dozele sunt între 0,2-0,5% la fertilizarea foliară, dar acolo unde este cazul în legumicultură, se poate folosi inclusiv la fertigare 1,33 grame la litru. Are o paletă foarte mare de culturi căreia se poate adresa, da? De la cultură mare, în legumicultură, chiar și pomicultură, viticultură, se face față cu succes. Floarea soarelui, același lucru, aș vrea să reamintesc pentru acei fermieri care nu au semănat încă, să nu uităm despre Fertigrow, în special Starter NP Micromix, dar și Borenzinc, sunt fertilizanți microgranulați care ne pot aduce un plus semnificativ. În categoria biostimulatorilor, deja i-am menționat, Algamax Fluid și Complex NPK, fluide și solubile Ecosol, Folimax Oleo, Energy Mix
Este iarăși un îngrășământ foarte căutat și care se potrivește bine la floarea soarelui. Folimax Mag 500 Proteus. Floarea soarelui este și ea mare iubitoare atât de bor cât și de molibden. Deci iată avem reprezentanții molibor, mob plus, bemol, boron și boron 21 FS. Dintre complexe și cu macro și microelemente avem lichid NPK, avem Folimax activ, PK, vă spuneam o cantitate însemnată de fosfor și potasiu, da? 0,30-20, microfertul U, microfertul zinc, le recomandăm pentru această cultură. O să încerc să detaliez un pic Fertigrow, deși am mai vorbit în trecut, suntem cam pe ultimele momente când se mai poate folosi și vi-l recomandăm, mai ales în situația în care nu ați semănat încă. Da? Vreau să aduc aminte despre o promoție pe care o are la 6 tone de fertilizant din gama Fertigrow cumpărate. Alcedo oferă un granulator gratuit, astfel încât fermierul să-și poată completa, să zic, sistemul tehnologic și cu un astfel de utilaj. Vă spuneam, aceste îngrășăminte conțin atât azot cât și fosfor, conțin microelemente, macroelemente secundare, sulf, magneziu, dar și bor, mangan, zinc, microelemente care se pun la dispoziția plantei foarte, foarte rapid, sunt 100% solubile în apă și au o granulație foarte, foarte mică. Asta înseamnă o rapiditate foarte mare în solubilizare și în disponibilizarea conținutului de nutrienți, da? Și care se plasează în proximitatea seminței. Deci asigură un start viguros cu aproximativ 30%, da? Mai rapid și asigură cultura în cazul riscului de carențe nutriționale. Dozele sunt între 15 și 35 de kilograme la hectar, în amestec cu sămânța, da, în buncăr sau separat cu microgranulatorul. Vă mai spuneam despre Folimax Proteus SC. Este alt îngrășământ pe care noi îl recomandăm la cultura de floarea soarelui. Este o formulă cu macro și microelemente optimizată pentru a susține acumularea de proteine la orice cultură, dar calitatea uleiului la floarea soarelui iarăși este foarte importantă. Cantitatea de nutrienți pe ultima perioadă de vegetație. În special când discutăm, da, în legătură cu floarea soarelui high oleică, la care noi ținem foarte mult, și iată un fertilizant care poate susține calitatea acestui ulei. 4,8% azot, 8% magneziu exprimat ca oxid, 10% zinc, 4,9% bor. Microelemente foarte importante. Se potrivește, vă spuneam, și la cereale păioase, și la porumb, și la arapiță. Dozele sunt între 0,8 și 1,2 litri la hectar. Se recomandă 1-2 tratamente, câteodată chiar și 3, dar nu ne referim doar la cultura mare, poate fi folosit cu succes și în legumicultură, în pomicultură și în viticultură. Cam atât despre produse. Astăzi am prezentat foarte multe produse. Nu uitați, oricând ne puteți contacta colegii din teritoriu, care sunt peste tot, cu reprezentații noștri de vânzări. De asemenea, puteți intra foarte bine pe site-ul nostru, alcedo.ltd.ro. Așadar, până data viitoare, de aici, de la Alcedo, vă spunem la revedere!